tendencioase, chiar am povestit-o cu colegii înainte. Una dintre clase, am fost o clasă aproape numai de băieți, era o singură fac, clasă de tehnică. Am înțeles că azi nu e prezentă. Da, 4 ani de zile a fost șefa clase, ea dirijat, ea aliniat, ea în sfârșit. Și vine banchetul. Și cred că vă amintiți că doar asta. Toate clasele au făcut împreună banchetul. Mie și firesc, pentru clasele de economic au făcut multe clase de băieți, mulți, dansul e mai important la o petrecere. Ei au hotărât că fac singuri la Valea Măriilor. Un număr de profesor mic, bineînțeles, pentru că e departe. Ne-am dus la chef și chiar ne întrebam ce chef o să fie ăla fără dans, că era o singură fac. Ei, surpriza pe care a pregătit-o cel care a organizat de fapt banchetul a fost că a invitat fete din Comuna Șanț, pentru la Valea Măriilor, care erau eleve, dar la alte licee în oraș. Erau vecini exprimate. Așa. Și eram noi afară, un peisaj superb, o vreme superbă, se apropia, era după amiază, se apropia banchetul propriu-zis, și apare un microbuz, fata era lângă noi, lângă profesor. Se deschide ușa și încep și coboară, fete, de care ea, obișnuită, patra, am dat seama că a fost cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, că era singura. În momentul în care am văzut, coboară, de șoc, de mulțumesc, a și uitat că e între profesor și a exclamat, ce-i cu parașutele?